Prefectura județului Hunedoara este pregătită pentru organizarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui României. Buletinele de vot au ajuns la instituția prefectului, urmând ca acestea să fie distribuite unităților administrativ-teritoriale. Astăzi suntem în situația în care materialele care le-am primit de la București, respectiv buletinele de vot, autocolantele, sunt repartizate pe cele 524 de secții pe care le avem. Avem aproximativ 400.000 de persoane cu drept de vot în județul Hunedoara și ni s-au repartizat cu 10% mai mult numărul de buletine de vot, respectiv aproximativ 440.000 de buletine de vot. Deci în cursul după amiezii de ieri le-am adus de la București. Astăzi și mâine facem repartizarea și verificarea pe cele 524 de secții a tuturor materialelor. Începând de vineri dimineața vom distribui materialelor celor 524 de secții prin UAT-uri, prin cele 69 de UAT-uri, după care vom începe verificarea secțiilor de votare. Pot să vă spun că n-am avut nicio problemă în primul tur și suntem pregătiți, n-am avut nicio problemă până acum, suntem pregătiți astfel încât procesul de vot să se desfășoare în cele mai bune condiții în județul Hunedoara. Totodată, oficialii prefecturii Hunedoara se vor asigura de bună funcționare a procesului electoral care se va derula în data de 16 noiembrie.